Sunt și parțial aveți dreptate. În zonele în care am montat aceste module colective, o să vedeți de multe ori la zona de deșeuri menajere, sticlă, plastic, cartoane și la zona de colectare selectivă o să vedeți gunoi menajer, coș de cartofi, coș de pepeni, pentru că, din păcate, nu toți cetățenii și, de asemenea, mai sunt și Nu cazuri, toți cetățenii. nu toți cetățenii colectează selectiv. Și credeți că o fac din Neștiință? neștiință sau din Nu, reavoință, pur și simplu? probabil din comoditate. Sau poate chiar nu știu, v-am zis, am vorbit cu oamenii și chiar nu, încă nu-și dau seama cum trebuie să facă. Și mai e o problemă. Aceste gunoaie sunt ridicate o singură dată pe zi. Și este puțin pentru locatari din zonă și de multe ori gunoiul se aruncă. Să știți că de multe ori am observat și eu acest lucru și am solicitat să vină cei care aveau cheile de la module respective și am constatat că, deși modulele erau goale sau aproape goale, foarte mulți cetățeni nu îndoaie sau nu pliază acele cutii și le pun lângă. Și aș vrea să verificați și dumneavoastră acest lucru pentru a vedea că atunci când lângă anumite module apar grămezi de gunoi, dacă ridicăm capacul, vedem că modulul respectiv nu este plin. Dar din comoditate, iarăși, unii dintre ei nu. Dar totuși n-ar fi bine să se și ridice gunoiul de 2 ori pe zi, să zicem, măcar de 2 ori. Societățile nu au capacitatea și de asta sunt amendate să ridice o dată, dar de 2 ori. Păi și dacă brecata va fi eliminată, ce vor face? V-ați Proba gândit la... da, probabil cei de la RER vor Prelua? prelua cea mai mare parte din sector. Și vor face față? Vor face angajări, presupun Da, că vor nu e face posibil. angajări și vor aduce mașini și utilaje din alte orașe. Dar ce